iubirea-n va muri niciodată, iar fi mereu o pată deschisă spre cerul, în țări liniștii și curat. Iubirea-n o durere de viață șerpită pentru cei din jurul tău. Iubirea e Dumnezeu. Iubirea nu va muri niciodată, ea va fi mereu o pată deschisă spre cerul, în țări liniștii și curat. Iubirea e o durere de viață șerpită pentru cei din jurul tău. Iubirea e Dumnezeu. Vise împlinite și ari deschise, soare curat și silver în cer, e tot ce putem oferi atunci când știm să iubim. Cuvintele vieții nu vor pleca și tot ce rămâne din noi e doar mult am iubit. Iubirea nu va muri niciodată, ea va fi mereu o pată deschisă spre cerul, în țări liniștit și curat. Iubirea e o durere de viață șerpită pentru cei din jurul tău. Iubirea e Dumnezeu. Iubirea nu va muri niciodată, ea va fi mereu o pată deschisă spre cerul, în țări liniștit și curat. Iubirea e o durere de viață șerpită pentru cei din jurul tău. Iubirea e Dumnezeu. Vise uitate și aripi strupite, nori fără apă, izvoare uscate, e tot ce putem oferi atunci când nu știm să iubim. Cuvintele vieții nu vor pleca și tot ce rămâne din noi e doar de mult am iubit. Iubirea nu va muri niciodată, ea va fi mereu o pată deschisă spre cerul, în țări liniștit și curat. Iubirea e o durere de viață șerpită pentru cei din jurul tău. Iubirea e Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm, să citim cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta vom citi din epistola Apostolului Petru, prima epistolă, începând cu versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să apelez la ușieri să le spunem că biserica este înăuntru, nu pe coridor. Eu știu că avem coffee shop și e mai grozav să stai la o cafea decât la o predică, nu-i așa? Totuși, dacă am venit la biserică, am venit să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, subiectul pe care eu l-am ales pentru dumneavoastră și pentru mine însumi, în primul rând,
l-am intitulat Trei iubiri. Trei iubiri. Creștinul adevărat este chemat să iubească. Și există trei mari iubiri în viața noastră. Știm cu toții că Domnul Iisus Hristos este dragoste. Știm acest adevăr și predicăm și ne place, iubim adevărul acesta. Hristos este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Știm versetul acela din Ioan 3:16, orice copil îl cunoaște, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pentru că a dat pe singurului fiu. Ne place să știm că cineva ne iubește. Cineva acolo sus ne iubește. Vrem să fim iubiți. Și lucrul acesta este încununarea tuturor eforturilor noastre. Tot ce facem în această lume este că vrem să fim iubiți, vrem să fim acceptați de alții. Dar nu este suficient numai să fim iubiți. Dumnezeu ne cere să iubim. Creștinul este chemat să iubească. În seara aceasta vom discuta două lucruri fundamentale. Creștinul adevărat iubește și o să vorbim despre cele trei iubiri ale creștinului și o să vedem cum trebuie să ne exprimăm iubirea aceasta, cum ne exprimăm cele trei iubiri pe care trebuie să le avem ca și creștin. Dar haideți să începem cu primul, creștinul adevărat iubește și primul lucru care vreau să-l afirm aici este că Dumnezeu ne cere să îl iubim pe El însuși. Dragostea de Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a învățat să-L iubim pe Tatăl. Știți că a venit un fariseu la Domnul și i-a spus, care este cea mai mare poruncă? Spune-ne, care este cea mai mare poruncă? Nu a venit cu gânduri bune, a venit să-L ispitească pe Mântuitorul. Și Domnul ne-a spus foarte clar ceea ce scria în Vechiul Testament, ceea ce trebuia să știe foarte bine fariseul acela, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Este citatul din Matei 22, versetul 37. Aceasta este cea mai mare poruncă. Nimic altceva nu îmi trece porunca aceasta. Unii oameni cred că Dumnezeu ne cere să fim buni, să fim de treabă, să fim politicoși, drăguți, să ne sacrificăm, să mergem misionari. Toate sunt bune dacă împlinim această mare poruncă, să-L iubim pe Dumnezeu. Am mai făcut afirmația aceasta și am mai spus-o, unul dintre părinții bisericești a spus, iubește-L pe Dumnezeu și apoi poți să faci ce vrei. Este șocant, nu-i așa? Dacă îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, vom face numai ceea ce ne cere dragostea. Când iubim cu adevărat, nu vrem să supărăm ființa aceea pe care o iubim. Când iubim cu adevărat pe Dumnezeu, ne purtăm în așa fel încât să nu-L supărăm pe iubitul inimii noastre. Cred că dacă există vreo criză în creștinismul de astăzi, este această criză de dragoste autentică pentru Dumnezeu nostru. Ar trebui să ne reîndrăgostim de El. Mulți dintre noi ne aducem aminte de dragostea din tâi, nu? Atunci când ne-am întors la Domnul. Eram așa de fericit. Mă simțeam iubit și îl iubeam din toată inima mea pe Dumnezeu. Într-o noapte au venit colegii mei de la groapă, așa o numeau ei un restaurant unde se îmbătau și nu puteau o denumire mai bună decât asta, nu, groapă. Era un restaurant undeva lângă podul râului Bega, mai jos, așa coborai într-un fel de pifniță, intrau la groapă băieții și veneau din groapă de acolo, îmbătați, au venit într-o noapte și au vrut să mă boteze, au vrut să mă boteze din nou. Pe pocăilă, cum îmi spuneau ei, au adus câteva sticle de bere și vreau să mă boteze cu ele. N-au putut să mă boteze pentru că, spuneau ei, te-am văzut cât de fericit erai prin somn. Unul dintre ei spune, în viața mea n-am văzut un om așa de fericit cum erai tu. Dormeam fericit. Și în somn eram fericit pentru că îl iubeam pe Dumnezeu și eram iubit de Domnul. Nu m-am mai botezat. Am scăpat nebotezat cu bere, așa că puteți să fiți liniștiți, sunt botezat numai în apă. Dragostea de Dumnezeu ar trebui să o regăsim din nou. A ne întoarce la dragostea din tâi nu înseamnă numai să avem sentimentele acele de la început, ci dragostea din tâi înseamnă dragostea numărul 1. Dragostea numărul 1.
Mai presus decât ne iubim soția sau soțul sau copiii sau viața aceasta, trebuie să fie dragoste pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu poate accepta să treacă pe locul 2, 3, 4 și așa mai departe. Eu cu nepoțelul meu avem un joc. Îi spun I love you. El îmi zice I love you too. Eu spun I love you 3. El zice I love you 4. Și așa mergem cu până la 1 milion. Fiecare inventăm cea mai mare cifră care putem să o spunem. Dumnezeu vrea să-L iubim până la trilioane. Cea mai mare dragoste din viața noastră trebuie să fie dragostea pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu poate trece pe un alt loc. În momentul în care Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu a trecut pe un loc secundar în viața noastră, atunci am intrat în idolatrie. Atunci probabil ne iubim familia mai mult decât pe Dumnezeu și îl trădăm pe Dumnezeu pentru familie. Ne iubim câștigurile, banii, averile, titlurile, cine știe ce. Și Dumnezeu este înșelat în dragoste de lucrurile care au trecut să ia locul din viața noastră. Domnul Iisus Hristos a spus că creștinul care îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat trebuie să-L iubească și pe El, pe Fiul. Iată ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu fără să-L iubești pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu se poate. Eu am mari îndoieli de oamenii aceia care spun că ei îl iubesc pe Dumnezeu și pe Hristos nu îl iubesc. Iată ce spune Mântuitorul. Dacă îl iubești pe Cel care L-a născut, pe Fiul, trebuie să iubești și pe Fiul pe care El L-a născut. Nu se poate altfel. Dacă iubești pe Tatăl, trebuie să iubești pe Fiul Tatălui. Creștinul adevărat, deci, iubește pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos din toată inima Lui. Este dragoste numărul 1. Nimic în viața noastră nu trebuie să ia locul iubirii numărul 1, iubirii de Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, creștinul este chemat să iubească pe frații de credință. Domnul Iisus a spus că dragostea de frați este dovada uceniciei. Vă dau o poruncă nouă, spunea El, să vă iubiți unii pe alții cum am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu putem să fim ucenicii Domnului Iisus Hristos dacă nu ne iubim unii pe alții. Este dovada uceniciei noastre. Este dovada creștinismului nostru. Am mai spus asta, suntem așa de divizați și suntem împărțiți în tot felul de cutiuțe, nu-i așa? Și credem că putem să iubim măcar pe cei din cutia noastră, pe cei de la Agape, nu-i așa? Dragostea este la ea acasă, bem cafea împreună, ne simțim bine împreună, nu-i așa? Și ne simțim într-un fel justificat să nu iubim pe ea alți din altă clădire, nu? Să nu mai vorbim din altă denominație. Am auzit recent acum că o biserică și-a dat demisia din cultul pentecostal. Super! Și eu mi-aș da dacă aș putea, numai nu pot. Și-a dat demisia din cultul pentecostal. Bun, dar unde te duci? Te duci în alt cult, nu-i așa? Probabil că dacă te duci în alt cult, ai justificare acum să-i urăști pe aia de unde ți-ai dat demisia, nu-i așa? Ai plecat de acolo, nu mai sunt. I like it or not, acum spun în dreptul meu. Am plecat de la Erim, am obligația să iubesc. Mi-e cam greu acum. Dar mă rog Domnului întotdeauna să-mi dea putere să iert, să uit și să iubesc. Sunt frații mei în Domnul. Okay? Avem obligația să iubim pe ceilalți care sunt diferiți decât noi. Chiar dacă ei sunt mai mulți decât noi, chiar dacă sunt mai bogați decât noi, pe ăsta e cam greu, nu-i așa? Dacă avem niște rude mai sărace, mai ușor îi iubim pe ăștia, nu? Decât pe ruda aia bogată. Ăsta mai greu îl iubim. Domnul ne cere să iubim pe frați, pentru că aceasta este dovada apartenenței noastre în familia Lui.
Ceea ce ne deosebește de celelalte familii din lume este că în familia aceasta este dragoste. Ne iubim unii pe alții. Apoi, creștinul îl iubește pe frații de credință și aceasta este o dovadă a spiritualității lui. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Wow! Cum știm că am trecut din moarte la viață? Pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Nu-i așa că acest cuvânt este foarte greu? Este foarte greu? Ei bine, noi avem motive să nu iubim, nu-i așa? Zrei. Uite ce ne-au făcut. Ține minte absolut tot ce ne-au făcut. Dar în ultima instanță, când nu iubim, rămânem în moarte. Dovada spiritualității noastre este faptul că noi îi iubim pe frați. Avem viață veșnică pentru că simțim dragostea aceasta pentru fratele nostru în credință. O altă dragoste la care ne cheamă Dumnezeu este dragostea de toți oamenii. Observați, Apostolul Petru spune că trebuie să iubim, trebuie să unim dragostea de frați, de dragostea de toți oamenii, de toți oamenii. Dincolo de frați este restul lumii. Restul lumii, ce înseamnă? Cine nu este frate cu mine în Hristos, este omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este omul pierdut. Aici vreau să fac o paranteză și să spun, bine, dar ce facem cu dușmanii noștri? Dușmanii noștri sunt tot în categoria asta. Domnul ne-a poruncit să iubim și pe dușmanii noștri. Dușmanii noștri fac parte din restul lumii. Iată ce Dumnezeu mare avem. El este un tată care iubește întreaga lume. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu vi se pare foarte ciudat că același text din Biblie, aceeași Sfântă Scriptură, spune copilașilor, nu iubiți lumea. Cum se face treaba asta? Adică Dumnezeu iubește lumea, eu sunt copilul lui Dumnezeu și nu am voie să iubesc lumea, nu? Nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu aici, lume. La principiile păcătoase care guvernează această lume, la păcatul care domină în această lume, la acesta nu trebuie să-l iubim. Filozofia care conduce această lume nu trebuie să o iubim. Dar umanitatea, avem obligația să o iubim așa cum o iubește Dumnezeu. Poate că este nivelul cel mai înalt al dragostei când de la frații noștri trecem să iubim pe toți oamenii. Și nu este ușor să iubești pe toți oamenii. Am citit despre un păstor, avea un copil rebel, mi se întâmplă și nouă. Venea târziu acasă, o pucase pe băutură, pe droguri, îl dusese la disperare, pe genunchi, în post și rugăciune, pe el și pe soția lui, era în depresie. Dacă nu știți asta, întrebați-mă, că am să vă spun unde am trecut și pe unde să treceți unii dintre dumneavoastră care deocamdată aveți copii mici. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru vârsta asta. Și rugați-vă pentru că atunci când crește să crească bine, să nu treceți pe aici. Și într-o noapte a venit pe la 3-4 acasă, mor de beat, era murdar, mirosea urât, nu se spălase de săptămâni de zile. Și păstorul s-a trezit noaptea și a observat că soția lui nu e în pat. S-a dus să o caute. Era îngenunchiată lângă patul bețivului și îl mângâia pe părul ăla nespălat și murdar și se ruga pentru el. Și a spus, atunci când e treaz, nu mi-ar da voie să-l iubesc. Atunci când e treaz, nu mi-ar da voie să-l mângâi pe păr. Am venit acum când doarme. Unii oameni sunt greu de iubit, foarte greu de iubit. Miroase rău, vorbesc urât, se poartă neomenește, sunt violenți, sunt criminali, pușcăriile sunt pline de ei, dar oamenii aceștia au nevoie de dragoste. Probabil sunt acolo pentru că nu i-a iubit nimeni niciodată cu adevărat. Oamenii aceștia au nevoie de dragoste.
de dragostea lui Dumnezeu și prin cine s-o afle, dacă copiii lui Dumnezeu nu pot iubi umanitatea. Poate că în evoluția noastră morală, nimic nu atinge culmea ca și atunci când ajungi să iubești oamenii în general și să fii gata să mori pentru ei. Sunt așa de multe exemple în istorie de oameni care s-au sacrificat pentru cine nu trebuia, pentru cine nu merita. Dar oare Hristos s-a sacrificat pentru cine a meritat? El a murit pe cruce când noi eram buni, frumoși, deștepți, respectoși, sfinți. A murit când eram mizerabili, când eram în păcat. Dumnezeu ne cere să atingem o asemenea înălțime a spiritualității noastre, iubind umanitatea, în diversitatea ei, în diversitatea ei de culori, de rase, de obiceiuri, de tradiții, de religii, de tot ce vreți. Și nu este ușor. Nu poți să iubești o asemenea umanitate decât jertfindu-te, suferind pentru ea. Dumnezeu ne cere să iubim pe toți oamenii. Știți de ce iubește creștinul pe toți oamenii? Creștinul iubește și el ca Domnul, pe toți oamenii pierduți. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care nu aveau păstori. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrătorii la secerișul lui. Noi citim de obicei numai ultima parte. Rugați pe Domnul să ridice lucrători și atunci îi ordinăm și ne rugăm și îi trimitem în lucrare. Dar nu citim prima parte a versetului. Dacă nu există milă, compasiune pentru lumea asta necăjită, pentru oile astea risipite, putem să-ți dăm toate diplomele și toate ordinările. Cred că asta ne lipsește, compasiunea, mila, dragostea pentru sufletele astea pierdute. O, dacă am avea-o, măcar o mică fărâmă din ea, am bate la ușa vecinului, am dat un telefon, l-am chemat la biserică, am vorbit cu el, am face ceva pentru oamenii aceștia. Astea sunt dragostele, sunt iubirile la care este chemat creștinul. Creștinul iubește membrii familiei și chiar pe dușmani, cum spuneam înainte, pentru că ei fac parte dintre frații de credință sau dintre cei pierduți. Dar haideți să punem întrebarea acum, în partea a doua a predicii din această seară, cum ne exprimăm această dragoste pentru Dumnezeu, pentru frați și pentru toți oamenii? Pentru că, în ultima instanță, teoria ca teoria, nu? Dar practica ne omoară, nu? Practica, să vedem cum punem în practică iubirea aceasta, cum exprimăm sentimentele astea la care ne cheamă Dumnezeu. Prima afirmație care vreau să fac în partea aceasta a doua predicii este că închinarea noastră este manifestarea iubirii de Dumnezeu. Închinarea noastră este manifestarea iubirii față de Dumnezeu. Cineva a spus că închinarea este consumarea voită a dragostei față de Dumnezeu. Îi spunem Domnului cât de mult îl iubim. Acum, hai să fim serioși. Mulți dintre noi români avem impresia asta că, domnule, nu știu ce se întâmplă cu noua asta generație, bagă americanismele astea în biserică și vorbesc despre worship, despre închinare, nu? Să ridici mâinile sus, să lauzi pe Domnul, să cânți și să stai în picioare. Mai teribilă chestia asta. Unde e religia bună și frumoasă când stăteam pe scaun, nu? Pe băncile noastre în biserică și ne uitam la alții cum cântă. Și mai spunea o bârfă cu vecinul în timp ce suflau aia în trâmbițe, nu? Unde e religia aia? Ce se întâmplă, domnule, cu generația asta? Ascultați-mă ce se întâmplă. Este o generație care învață să-L iubească pe Dumnezeu și să-I o spună. Pentru că asta este închinarea, să iubești pe Dumnezeu și să-I o spui. Să-I o spui prin cântare, să lauzi pe Domnul. Nu este un moft american. Nu este un obicei nou introdus în bisericile noastre. Unii n-ar ridica mâinile sus nici dacă ai pune un pistol în spatele lui. Dar nu spui că zmerenia asta vine din multă dragoste față de Dumnezeu.
ca să spun Domnului că îl iubesc, aș fi în stare să stau toată ziua cu mâinile în sus. Eu stau un pat cu ele în sus, știți asta? Când mă rog Domnului, până și în pat ridic mâinile către Domnul. Încerc să dorm cu ele întinse. Când îl iubești pe Dumnezeu, nu este greu să o spui. Dar e greu să spun că nu iubești, așa e? Am ajuns ca și nordicul ăla. Știți că ăștia au reputația că sunt foarte sobri, nu? De vreo 20 de ani de căsătorie, soția l-a bordat pe Hans și a spus, uite, tu mă mai iubești pe mine? Da, de ce întreb? Păi zice, au trecut vreo 20 de ani și nu mi-ai spus deloc. Și sigur că te iubesc, dacă se schimbă ceva, am să spun. Dacă îmi schimb sentimentele, am să spun, nu? Wow! Unii dintre noi așa îl tratăm pe Domnul, sigur că îl iubim, da, dar ce trebuie să-i spunem toată ziua că îl iubim, nu? I-am spus la început și o mai spunem eventual la sfârșit. Închinarea noastră este consumarea voită a dragostei față de Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus Hristos cere închinare de la noi și ne învață să ne închinăm în Duh și în adevăr. A fost o femeie, e adevărat, foarte păcătoasă, era la fântâna lui Iacob, s-a întâlnit cu Mântuitorul și știți când, ce se întâmplă cu noi, așa când ne prinde Domnul la colț, nu? Și ne mustră conștiința, schimbăm subiectul, facem teologie. Bine, bine, a zis ea, e adevărat că tu știi despre bărbații mei, că nu e prea în regulă nici cu ultimul, nici cu aia cinci. Dar hai să vedem, cum trebuie să ne închinăm, Domnule? La ce biserică trebuie să mergem? De ce religie trebuie să aparținem? Și Domnul i-a spus, femeie, lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm în Duh și adevăr. Nu contează unde, nu contează pe ce munte sau la ce templu, trebuie să ne închinăm în Duh și în adevăr. Este cerința Mântuitorului să ne închinăm. Când iubim pe Domnul, apoi spune Sfânta Scriptură că împlinim poruncile Lui. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spunea Domnul Iisus în Ioan 14:15. Dovada că îl iubim pe Domnul este că împlinim cuvântul pe care îl auzim la biserică sau îl citim din Sfânta Scriptură. Manifestarea aceasta a închinării înaintea lui Dumnezeu are două forme. În primul rând, noi ne închinăm Domnului în adunarea noastră împreună când venim aici. Nu? Ridicăm mâinile, lăudăm pe Domnul, cântăm, ne rugăm, recunoaștem prezența Lui în mijlocul nostru, ne umilim în fața Lui, îi spunem cât de mult îl iubim și ce măreț și glorios este El ca Domn și Mântuitor al vieții noastre. Dar avem obligația să ne închinăm Domnului și în devoțiunea noastră zilnică. În particular, în cămăruța noastră, în rugăciunea personală. Voi reveni în final și voi sublinia că mulți dintre noi ne închinăm Domnului eventual la biserică, așa cu toții, dar lipsește foarte mult din viața noastră închinarea personală. Și când lipsește închinarea personală, e greu să o facem și împreună. O dovadă că nu ne închinăm Domnului cu adevărat în viața particulară este că în public este greu să ridicăm mâinile, este greu să cântăm, protestăm, ne ține prea mult în picioare, cântă în engleză, în românește, e veche, nouă cântarea. Închinarea publică este o reflexie publică a ceea ce se întâmplă în particular în viața mea de închinare înaintea Domnului. În ceea ce privește dragostea de frați, dragostea de frați ne o manifestăm prin părtășie. Manifestăm iubirea frățească prin părtășie. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Să nu părăsim adunarea noastră împreună. Suntem o familie, trebuie să ne placă să fim împreună. Noi facem eforturi deosebite și probabil trebuie să mergem mult mai departe.
Eu personal cred că noi ce am făcut de-a lungul anilor am distrus dragostea frățească, am distrus părtășia, am distrus unitatea trupului lui Hristos. Prin modul nostru de a ne organiza și a funcționa, ne-am adunat la ședințe, ne-am ales, unul mai grozav decât altul, unul mai ales decât ăia alți nealeși. Ne-am băgat în campanii electorale, sus cu ăla, jos cu celălalt. Și am rupt și am distrus dragostea frățească, am distrus părtășia. Cu cât crește biserica mai mare, cu atât mai slabă este coeziunea ei, dragostea frățească. Ne știm din vedere, pacea Domnului, pacea Domnului, uneori spune, mă, ăsta cred că e de la noi, că l-am mai văzut. Atâta tot știm despre fratele nostru. Faptul că venim mai repede și stăm și bem o cafea împreună, lucrul acesta duce să ne cunoaștem mai bine. Faptul că lucrăm împreună la building-ul acesta ne-a dus mai mult împreună și la cunoașterea unul celuilalt. Faptul că ne întâlnim pe grupe mici și ne întâlnim în casele noastre, lucrul acesta strânge unitatea noastră frățească, strânge părtășia noastră. Trebuie să lucrăm la asta. Și reparând dragostea frățească, reparăm unitatea Bisericii lui Hristos. Și lucrul acesta este extrem de important. Părtășia, iubirea de frați, se manifestă și ea prin două feluri. Prin adunarea noastră la oaltă, cina Domnului este un moment unic în care ne adunăm toți la masă cu Domnul Iisus Hristos. Este o părtășie foarte intimă a bisericii. Dar în același timp, suntem chemați să ne practicăm dragostea de frați prin părtășia, prin ospitalitate. Să ne invităm unii acasă la ceilalți. Prin vizite și părtășii în familie. Lucru la care la noi funcționează foarte bine prin grupele mici. Nu știu cum sunteți la ceilalți, dar grupul nostru, de exemplu, se adună întotdeauna la o altă familie. Și este extraordinar să-l cunoști pe om la el acasă. Mulți dintre noi nu știm unde locuim. Nu e așa unul despre celălalt, nu știm deloc. Uneori este tragic să ai rude. Nu? Să ai rude și să nu te fi invitat la ei niciodată. Nu? E teribil, e îngrozitor. Păi ce grade de rudene sunt alea, nu? Nici nu știi unde locuiește unchiul, mătușa, cumnatul, sora, nu? Nici nu știi unde locuiește. E îngrozitor. Vizitele unii la ceilalți întăresc părtășia și iubirea de frați. Iubim apoi umanitatea prin evangelizare. Evangelizarea și misiunea creștină este o manifestare a iubirii față de oameni. Nu este dragoste mai mare decât să duci mântuirea cuiva. Să duci cea mai bună veste care există la omul aflat în nevoie. Este o dovadă a dragostei față de oameni. Asemenea, Domnul Iisus Hristos, cu compasiune și rugăciune pentru ei, pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată să dați. Aceasta este evangelizarea și chemarea noastră din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că și evangelizarea, această manifestare a iubirii față de oameni, o putem face prin două modalități, prin două feluri. Prin evangelizare personală sau prin sprijinul misionarilor trimiși în străinătate. Din păcate și aici alegem de obicei una din ele. Dăm ceva bani la misionari, o dată pe lună, să meargă cineva undeva pe coclauri în Africa, așa să vestească Evanghelia. Nici nu ne interesează cine se duce și ce face. Mulți creștini fac asta dacă o fac. Alții fac numai evangelizare personală și nici asta nu e rău, dar trebuie să le folosim pe amândouă modalitățile acestea care Domnul ne pune la dispoziție. Vreau să încheiem cu o concluzie. Creștinul adevărat iubește. Îl iubește pe Domnul, iubește pe frați,
iubește întreaga umanitate. Nu putem trăi altfel. Este poruncă divină, asta este esența noastră de creștini. Nu putem altfel. Și ne manifestăm iubirile acestea trei prin închinare, părtășie și evangelizare. Mulți creștini iubesc pe jumătate. Și în seara aceasta aș vrea să ne facem o analiză autocritică în dreptul nostru, fiecare dintre noi. Unii îl iubesc pe Domnul doar închinându-se în adunare. Nici asta nu este rău, dar mă tem că nici măcar asta nu fac în adunare. Ce facem cu rugăciunea publică? Ce facem cu rugăciunea personală? Ele trebuie să fie îmbinate la oaltă, trebuie să coexiste. Nu se poate una fără alta. Nu putem să ducem o viață pentru noi înșine toată săptămâna, ne aducem de Dumnezeu aminte numai duminica, așa? Cum zicea unul dintre filozofii români, că românul se duce la Dumnezeu o dată pe săptămână în vizită la biserică. L-am încuiat în biserică, zicea Lucian Blaga, ca să nu ne deranjeze în, restul timpului. Toată săptămâna trăim pentru noi, dar odată îmbrăcați frumos ne ducem la el în vizită duminica. Și foarte ușor apoi să localizăm un asemenea Dumnezeu într-o icoană de pe perete. Pentru că l-am închis în biserică și venim să-l vizităm eventual odată pe săptămână. Asta e foarte bine. Unii o fac numai la Paște, la Crăciun. Dacă Dumnezeu nu este o realitate a fiecărei zile, a fiecărei dimineță, a fiecărei amiază, fiecare seară, înainte de culcare, el nu poate fi o realitate numai o dată pe săptămână la biserică. Dacă eu nu mă închin în fiecare zi înaintea lui și nu-i spun dragostea mea care este numărul unu, nu pot să vin să fac o declarație falsă duminica la biserică. De aceea cântările noastre sună fals, parcă e un zâmbet din ala de plastic, pentru că lipsește din spatele lor închinarea zilnică. Gândiți-vă la lucrul acesta. Haideți să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să-L iubim din toată inima noastră. Vedeți că porunca se referă la toată energia noastră, la toată puterea noastră, la tot ce suntem noi. Tot ce este în mine să laude pe Domnul, spunea un psalmist, nu e așa? Tot ce este în mine. Dacă în mine nu este dragoste pentru Domnul, iese din mine ce este în mine, nu-i așa? Ca și fratele ăla cu care mergeam la evangelizare. Plecat din Oradea de la evangelizare, aveam Mercedes negru, la o curbă undeva, polei, o frână, ne-am întors în toate părțile și am auzit niște înjurături din alea, cum numai pe șantier am mai auzit. Zice, frate, iartă-mă că m-am scăpat. A scăpat afară ce era înăuntru. Înțelegeți? A scăpat afară ce era înăuntru. Supărarea mea care era? Că l-a înjurat pe Dumnezeu. L-a înjurat pe Dumnezeu. Fiți atenți că în limba engleză sunt niște înjurături la adresa lui Dumnezeu teribile și foarte des folosite. Ascultați-mă, până și pocăițele folosesc. Nu, Dumnezeu nu e demn, nu e de condamnat, nu e de... Aveți grijă ce spuneți. Scapă în afară ce este înăuntru. Dar dacă înăuntru este dragoste pentru Domnul, va scăpa o binecuvântare, o laudă, o mulțumire. Doamne, mulțumim că n-am murit. Un tânăr proaspăt căsătorit, avansat în scara socială sus, executivul unei companii foarte mare și a cumpărat o mașină scumpă. Tare, cum zic românii. Românii au o vorbă. Mașină tare. Beton. Și a cumpărat o mașină de asta tare și într-o zi a lăsat-o acasă să meargă la lucru cu altă mașină mai veche. Soția lui s-a gândit, e o ocazie excelentă să iau mașina asta la plimbare un pic, să văd cum merge. Decapotabilă,
Mercedes. Cum mergea pe străzi, un copil a ieșit cu bicicleta în fața ei, a pus o frână și a oprit în primul pom. Mașina praf. A venit poliția și au cerut, știți bine, driving license, registration, și a deschis insurance, a deschis glove box, nu? Unde știa ea că acolo sunt actele și acolo a găsit un plic pe care scria: dragă Cathy, dacă ai deschis glove box-ul, înseamnă că ai nenorocit mașina. Dacă ai putut să deschizi, înseamnă că n-ai pățit nimic. Totul e bine. Am vrut să-ți spun că eu te iubesc pe tine și nu mașina asta. Dragostea vieții mele ești tu și nu mașina asta. Mulți dintre noi nu gândim așa, așa-i? Știți că atunci când dăm cu oiștea în gard, nu? Când alegem stâlpul, era la școala de șofer și instructorul, stăteam pe banchete din spate și lătura de instructor era o doamnă și a strigat asta odată: Doamnă, stâlpul rămâne! Că mergeam spre un stâlp așa. Și ăsta i-a dat sfatul să rămână stâlpul acolo. Când ne nenorocim mașina vieții noastre, știți că Dumnezeu zice: eu te iubesc pe tine mult mai mult decât paguba care ai făcut-o. Ce ar fi să iubim pe frați așa? Nu pentru realizările lor, nu pentru, eu știu, conduc frumos, ci pentru că sunt frații mei în Hristos. Ce ar fi să iubim pe cel aflat departe de Dumnezeu, ducându-i Evanghelia, nu că merită, ci pentru că are nevoie de ea. Pentru că simt în inima mea compasiune, milă pentru ființa aceea. Haideți în seara aceasta să ne rugăm Domnului să ne dea mai multă dragoste și să o facem mai deosebit. L-am rugat pe Fineas să pregătească o cântare foarte veche, pe care noi toți o știm. O creștem iubirea în inima mea. Este o cântare a căror versuri sunt absolut extraordinare. Haideți să cântăm cântarea aceasta înainte ca să ne rugăm. Cred că vom avea și cuvintele afișate aici. Meditați la ele și fie cântarea aceasta rugăciunea cu care să încheiem în această seară. Pentru că dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de mai multă dragoste. Să ne reîndrăgostim din nou de Domnul, să ne reîndrăgostim din nou de frați, să ne reîndrăgostim de umanitatea din care facem parte, să iubim ființa umană cu dragostea cu care Dumnezeu a iubit-o. Haideți să cântăm! Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga, întrumpe cu dorul pe care l-aștept, și ochii și glasul și inima-n piept. Îmi umple cu dorul pe care l-aștept, și ochii și glasul și inima-n piept.
primește-mi iubirea, Iisuse iubit, să fiu de-a ei harul, mereu copleșit, renunță-mi în suflet, cu val după val, ca râul ce crește și dă peste mal. Revarsă-mi un suflet cu val după val, ca râul ce crește și dă peste mal. Starea și locul în care m-ai pus, să fie în mine din belșugul de har și aiere vărsare să n-aibă hotar, să port pretutinde belșugul de har și aiei revărsare să n-aibă hotar. Haideți să ne ridicăm. Miriam, cu focul sfințit și chiar de m-ar arde să fiu mistuit, flămând de iubire, mereu te-ai rugat, o crește-mi iubirea în inima mea, flămând de iubire, mereu te-ai rugat, o crește-mi iubirea în inima mea. O crește-mi iubirea cu rodul sfințit, că numai cu ură de-aș fi răsplătit, să fiu Iisuse, trăi fără ea, o crește-mi iubirea în inima mea. Să nu pot, Iisuse, trăi fără ea, o crește-mi iubirea în inima mea. Să ne rugăm cu toții. Doamne, suntem flămânzi de iubire, de iubirea Ta, Doamne. Am vrea să ne rând